bun găsit la ordinea de zi o zi plină cum să vă spun aiurea, cred că cu un scandal care nu, exact cum anticipam în urmă cu două zile nu se va termina aici. mai ales că se întâmplă anumite, anumite lucruri la care nu ne-am gândit până la acest moment. De ce vă spun uh, acest lucru? Uh, o femeie a stat șase luni la pușcărie, pe arest preventiv, pe motiv că, adică, judecătoarea, președinta în altei curți a făcut o plângere că a șantajat-o, să-i dea banii înapoi, deși s-a dovedit, în primul rând, că banii erau o datorie a soțului doamnei președintă în altei curți către. Doamna respectivă, și a doua judecători au considerat că este ne. Deci, nu se susține a fi o infracțiune. Și de aici și de aici luptă. Pe de o parte, adversarii în general, inclusiv politici, ai DNA în altei curți, au sărit pe partea asta și au un motiv palpabil să atace. Pe partea cealaltă, CSM-ul, inspecția judiciară, se apără destul de slab și neconvingător. Uh, aș zice că cu cât jignez mai mult, cu cât enervează mai mult în, în, tabăra, în tabăra cealaltă. Părerea mea este că va trebui să cadă câteva capete sau măcar unul important, pentru că altfel nu se vor rămuri lucrurile sau pentru ca justiția să meargă mai departe. Deci, în momentul când, se, când femeia respectivă stă șase luni. În închisoare. Nevinovată până la urmă, că așa a scos-o justiția, cineva trebuie să plătească. Acum, știți cum e. Sistemul judecător spune, domnule, dar știți că de fapt a trecut, că a fost trecut de la procurori, a mai mulți judecători, au spus chestia asta. Păi, nu faceți decât, apropo, de reprezentanții acestor instituții, să culpabilizeze întregul sistem. Și aceea e vorba de oameni, până la urmă, care mai pot și greși. Prima problemă. Iar a doua, aș putea spune la fel de nu ți poți permite într-o funcție de genul șefei în altei curți să spui, știți, eu în calitate de cetățean am făcut eu, cum zice nea, un membru al curții constituționale controversat și știm noi ca mai Cristian Dănileț sau ceva de genul ăsta care săracul totdeauna merge pe cauze pierdute, deci este avocat unor cauze pierdute. Deci ce vreau să vă spun e că nu se va liniști acest caz, mai ales că de o parte a intrat președintele Senatului, pe partea cealaltă a intrat opoziția, care vezi, doamne, apără și nu știu ce. Și în această întreagă debandadă, ceea, ce, cel care pierde este tot cetățeanul, și sistemul de justiție, pentru că un scandal de acesta monstru, cum se întâmplă în aceste zile și probabil va continua, nu va face decât ce? să facă omul să nu aibă încredere în actul de justiție. Bun, acum cum ar fi să aibă încredere în actul de justiție când? Când au fost toate aceste și arestări și toate acestea, mama, a zis judecătorul să merge, nu trebuie să contestăm. Iar acum a tu și spui, da, dar poate judecătorii respectivi au făcut ce au făcut. Păi ori așa, ori în partea cealaltă. Deci, apropo de anumiți propagandiști care tot dau prin presă că ce și cum, trebuie să hotărască. Deci ori permanent mergem, judecătorul are dreptate, și când nu are dreptate îl pedepsim, ori invers. Deci nu e albă sau ner. Dar de ce vă spun uh, toate aceste lucruri? Pentru că sunt subiecte care se discută, sunt în mediul public, discutăm, uh, vedeam de curiozitate, asistam la o, o discuție de acest gen uh, chiar la. Uh, într-un mod, să zicem așa, nu neapărat într-un studio de televiziune sau la radio. Deci, pur și simplu, era o asemenea discuție văzută de mine astăzi, auzită de mine astăzi chiar în, la piață. Deci, ca să vedeți unde se discută diverse probleme. Scandalul din jurul Marianei Rarinca, iată cât de celebră a devenit ea după, după acest caz. Bine, după ce ai făcut 6 luni de pușcărie, nu știu dacă îți doreau asemenea celebritate, dar asta e altă treabă, e o paranteză. Femeia achitată definitiv după ce a stat 6 luni în arest preventiv, pare să ia o amploare de la, zila de la o zi la alta. Liderul PNCCD, Aurelian Pavelescu, solicită prin intermediul unui apel public, făcut pe pagina sa de socializare, intervenția ambasadelor europene la București și a Comisiei Europene în scandalul Rarinca. Șeful PNCCD, apropo, mai există acest partid? la nivel național, că aici la Gorj avem, deci sunt, e cel puțin liderul de la Gorj și este, oricum se vede mult mai mult decât se vede liderul central. Dar în fine, șeful PNZ punctează la punctul de vedere, de vedere public al CSM cu privire la acest scandal, este unul inacceptabil și solicită o ședință de urgență a Senatului și a Camerei Deputaților în care să fie aprobată o hotărâre prin care să fie întocmit un raport negativ la adresa CSM și ulterior să fie organizate alegeri pentru componența acestei instituții. Da, trebuie spus că de data aceasta nu mai poți să zici. Deci este un caz contra și cu un caz de genul ăsta înropi munca unor oameni de luni, de ani, de zile. Vă citesc explicațiile lui Pavelescu pentru că ele sunt în general pertinente mai ales că sunt și ale unui om de avocat de meserie, Aurelian Pavelescu, și trebuie să Deci e specialist, știe ce vorbește. Nu ca aș fi eu prea încântat și poate și dumneavoastră de prestația sa de până acum. Iată ce spune, ce spune Pavelescu. Cităm. Deci e comunicatul trimis dat presă astăzi de liderul PNCCD. Cităm. Comunicatul de presă al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la cazul Arinca e inacceptabil. Acesta este o acțiune flagrantă împotriva democrației și statului de drept a forului reprezentativ al autorității judecătorești. Solicit demisia președintelui CSM. Solicit Senatului României, Camera Superioară a Parlamentului, reunirea în ședință de urgență. Senatul, care potrivi legii avizează componența CSM, să adopte o hotărâre prin care să aprobe un raport negativ la adresa CSM și astfel să se creeze cadrul unor noi alegeri pentru componența Consiliului, Consiliului CSM-ului. Situația este de o gravitate fără precedent. Iată motivele. 1. CSM este un for colegial, reprezentativ al autorității judecătorești, dar care nu are atribuții de înfăptuire a actului de justiție. Actul de justiție se înfăptuiește exclusiv prin instanțele de judecată. CSM nu este instanță de judecată. 2. CSM nu are competențe de evaluare a actului de justiție concret, exprimat prin hotărârile judecătorești. Nu se poate pronunța asupra corectitudinii sau incorectitudinii acestor hotărâri. 3. CSM nu are competențe în cenzura declarațiilor politice, dezbatere publică și nici opiniile cu privire la hotările judecătorești. Libertatea declarațiilor, dezbaterii și opiniilor fiind garantată de Constituție și de tratatele internaționale la care România este parte. Atenție că e, așa este. Libertatea de exprimare nu poate fi limitată. Opinile nu pot fi supuse controlului și nici presiunilor sau amenințărilor venite din partea CSM, care s-a constituit în aparat de cenzură și de represiune. O spune unul care e în domeniu, atenție, nu, nu vorbim noi de pe asta, deci un specialist. <coughs> 4. Prin comunicatul de presă în cazul Arinca, CSM a încălcat în Constituția, prin următoarele. A justificat, a acoperit, cauționat o eroare judiciară, abuz, flagrantă. Și anume, arestarea preventivă pentru șase luni a unei persoane care a fost achitată ulterior definitiv de către instanță, prin urmare a unei persoane nevinovate. Clar! A justificat, acoperi, cauționat acțiunea murdară, în ghilimele, a președintelui în altei curs de casație și justiție, Livia Stanciu, de a formula o plângere penală împotriva unei persoane nevinovate, sub pretextul dreptului generic de petiționare. Este inacceptabil ca un profesionist în drept cu funcția cea mai înaltă din puterea judecătorească să fie tratat ca intangibil în condițiile în care opinia publică cunoaște condițiile scandaloase în care Livia Stanciu s-a năpustit asupra unei persoane lipsite de apărare cu plângere penală pentru a o distruge fizic și psihic în disprețul principiilor deontologice care guvernează statutul magistraților. Atenție, cităm din poziția luată de Aurelian Pavelescu, avocat și președinte PNCCD. Uh, mai departe, a lansat un atac de natură politică în afara cadrului legal împotriva tuturor celor care în numele dreptății și adevărului au îndrăit să-și exprime liber indignarea. Comunicatul reprezintă o amenințare directă cu consecințe juridice împotriva libertății de exprimare și democrației. În mod direct, prin comunicat, CSM a formulat un atac concret asupra judecătorilor în alte curți care au îndrăznit să dispună o hotărâre împotriva intereselor personale ale Liviei Stanciu, președintele în altei curți. Comunicatul este un act de amenințare și un precedent la adresa tuturor judecătorilor care în viitor vor fi tentați să încalce omerta. Și ultima justificare, CSM s-a constituit într-un organism de represiune pretinzând în mod direct că deține monopolul asupra științei dreptului pozitiv, transformând magistratura într-o castă intangibilă, într-o sectă ruptă de popor și de legile în vigoare, care emană de la popor în numele sentimentului de dreptate. Solicit, spune Aurelian Pavelescu, Comisiei Europene, ambasadorul SUA și statelor europene să ia de acest derapaj puternic împotriva democrației. Comunicatul dat de Aurelian Pavelescu se găsește și pe pagina sa de socializare, dar a fost preluată de foarte multe publicații online și probabil în presa scrisă de mâine. Deci, în esență, și asta se întâmplă, nu poți să îngădești dreptul de la un om politic gen. Călim Popescu Tăricianu. La un ziar de a spune, bă frate, deci tot sistemul tău a spus că e nevinovată, da? Păi atunci cineva trebuie să răspundă de chestia asta. A spune și am văzut poziția astăzi a președintelui în altei curți, că vezi, doamne, că de fapt judecătorii aia, deci ea efectiv făcea un fel de amenințare și ea, că nu s-ar încadra acolo, că de fapt judecătorii au găsit altceva. Nu ține. Deci ori acceptăm ori de câte ori hotărăște judecătorul că au dreptate judecătorii, ori nu. Nu cum facem noi, adică când zic eu că nu-mi convine, eu generic, mă refer eu cetățean. Spun, nu domne, nu-mi convine, sau eu politician, nu-mi convine cum a judecat ăla. Și sare CSM-ul și inspecția judiciară, „Ho, a afectat libertatea justiției, bun. Dar în momentul când aceeași justiție hotără că femeia e nevinovată, vine președintele al lui și spune, nu, n-au dreptate. Păi unde -i? Aici nu mai sare inspecția, nu mai sare CSM-ul. Aici are dreptate Pavelescu. De ce v-am dat acest caz? E de... va dura să se lămurească, dar încă o dată vă spun, acest, această eroare judiciară va fi ca un... cum să vă zic... va antrena ca un om de zăpadă până la urmă, dar nu, deci va antrena foarte multe alte chestii pe parcurs care vor afecta activitatea acestor structuri, inclusiv a în altei curți de casație și justiție. De aceasta spun că pentru libertatea justiției, pentru eficiența um, actului de justiție din România și faptul de a nu exista contestatari care să aibă materie primă, singura variantă este plecarea președintei în altei curți din funcții. Deci, doar pentru a nu se răspundă de altceva sau ceva, că trage la răspundere sau ceva, nu. Asta e cetățean până la urmă, nu neapărat judecător. Dar, în privința cealaltă, un specialist în drept nu face chestii care se vor dovedi nereale. Deci, persoana respectivă fiind declarată nevinovată. Și apropo, cine îi dă femei lunile de libertate? Bănuiesc că statul român va plăti niște despăgubiri până la urmă, nu? Cine, Logic acum. Cine ar trebui să dea aceste despăgubiri? Nu mai vorbesc de faptul că trebuie să-i plătiști femei, că a stat închisoare, dar mă refer cine ar trebui. Și, apropo, datoria aceea de vreo 70.000 de euro sau ceva de acest gen, nu trebuie plătită până la urmă? Bun. Uh, vă spuneam, am luat-o mai direct și am spus-o pentru că. Uh, de ce vă spun că ceva apropo de scandal, s-a băgat și Traian Băsescu un scandal. Dacă s-a băgat și el, sunt băgați toți politicienii, și de o parte și de alta, și avem deja cele două tabere politice mari, de o parte și de alta a justiției. Vă spun, vom reuși, cu ghilimele de rigoare, doar să blocăm actul de justiție. Pentru că niciunii se vor lăsa, dar vă spunea, ca să deblocăm lucrurile, cineva trebuie să plece. Îmi păstrez părerea și eu cred că, la un moment dat, se va găsi și soluția pentru că altfel punem justiția pe butuci. Oricând se va aminti se va aminti de acest se va aminti de acest lucru foarte mult despre acest lucru. Se va aminti mult timp. Acum trebuie să vă spun apropo de că suntem în faza, apropo, că tot vorbim de justiție, de vreo de prim martie, nu? Sau poate chiar din februarie, tot vorbim de cazul Șova. Cazul Șova care s-a amânat până săptămâna viitoare, dar în mod normal, în cazul Șova, va trebui, după cum a hotărât în alta curte, să avem un nou, un nou vot. Deci cam așa și interpretau. N-a fost bună... E, vreau să vă spun că și aici e o chestie în timp ce puterea actuală, coaliția, vrea un nou vot, ca să intrăm în legalitate cumva, liberalii ar vrea doar reinterpretarea votului respectiv. Dar acum e la mintea cocoșului, nu trebuie să fie absolvent de drept sau ce... Bine, că avem foarte mulți absolvenți de drept în politică și la cât de prost judecă, îți dai seama că au făcut ori la Herculane, ori n-au trecut pe acolo. Știți cum se spunea că puteți duci la Herculane, te duci și așa și vii student și în fine, absolvent și avocat și toate prostile. Dar de ce vă spun acest lucru? Păi foarte simplu. Deci s-a judecat pe baza unor, unui regulament în vigoare. E adevărat că regulamentul a fost declarat neconstituțional. Dar după, ăla era în vigoare. În momentul când ăsta nu mai este în vigoare, s-a luat S-a schimbat regulamentul. Și judecând după el, trebuie să facem un nou vot. Nu pot să interpretez, adică, cum să vă spun, avem vot pe liste în 2000, să zicem, în 2004 a fost vot pe liste la Parlament, da? Și o să-l interpretez acum, printr-o hotără de instanță, tu ne ducem noi cu cazurile de corupție până în 10-15 ani, și să spun, nu domnule le îl interpretez după votul unii nominal. N-a avut 50%, nu, în fine. eu o tâmpenie. Dar să zicem că asta ar fi poate cea mai mică din partea politicienilor, indiferent de culoarea lor sau de numărul de înmatriculare politică. Acum vreau să vă spun că cazul Șova e o miză, e clar, dar miza aceasta ne costă cam mult. În primul rând că am ridicat un semn mare de întrebare din nou pe instituții și al doilea, poate și mai important, are clar o miză politică. Uh, sont, uh, sunt astăzi, uh, au apărut pe site-ul diverse interpretări, inclusiv uh, deci cităm de pe PS News uh, mărturisirea incendiară a lui Ponta despre DNA și care ar fi ținta pardon, procurorilor legată de șop. Haideți să citim să vedem. Deci a fost uh, miercuri Consiliul Național al Executiv al PSD. Știți că a fost cu uh, Dragnea. Uh, adio dar rămân cu tine, deci el își dă demisia dar de fapt rămâne, e coordonator nu mai e președinte dar de fapt e tot acolo, în fine, nu contează E pe surse ar fi fost că Victor Ponta a dat semnalul pentru noul vot care va avea loc în senat pentru arestarea lui Dan Danșova încercând să-l oblige pe senatorii PSD să-l protejeze pe Șova Victor Ponta le-ar fi spus așa e pe surse, de PS news că în ședință că DNA face presiuni pentru arestarea lui Dan Șova pentru că de fapt încearcă să-l determine pe acesta să facă un denunț împotriva premierului, ar că lui cabinet de avocatură a fost asociat cu firma sa în contractele de la Turceni și Rovinai. O decizie cu privire la situația lui va fi luată în cadrul Senatului în cursul săptămânii viitoare. Să știți că și eu cred că ceva de genul acesta se urmărește din cel puțin două motive. În primul rând, sunt ani de când acest dosar se topritocește. Și apoi, sunt în aceste săptămâni, când cazul ăsta, cazul Șova a trecut mai ales cu votul acesta a Iurea, deci nelămurit, se putea foarte bine dacă de neau aveau și alte dovezi să vină cu altceva, să ceară o nouă ridicare de imunitate. Cu siguranță ar fi câștigat fără probleme. Dar treia să aducă ceva nou. Acum, ori nu există ceva nou, ori există alte motive. Eu s-ar putea și încep să, să cred și în altceva, și anume cine a fost Șova? A fost ministru la transporturi, un ministru foarte slab sau ce, ce marilor proiecte cu ce naiba să ce n a avut el ca minister, uh, s-ar și acolo a avut foarte mulți bani pe mână. N-ar fi exclus să ne vedem cu alte cazuri de genul ăsta. Dar de ce n-au apărut până acum? Întrebări. Dar cred în, în ideea de ieri și că, de fapt, ținta nu este deloc șova, ci, uh, ci pre, premier. În fine, asta asta este, Bă, trecem să zicem ne facem trecerea de la politică spre altceva cu o glumă care circulă în mediul online este foarte este foarte tare și mărturisesc că îmi place ca idee, știți că era cu ani în urmă se spunea de unii care publicau foarte multe cărți într-o perioadă scurtă de timp că au publicat mai mult decât au scris și știți că unii cărți nefăcute de ei, unii și-au luat doctorate și au făcut diverse chestii, dar cărțile ei nu le-au citit măcar. N-au citit măcar ce, ce au scris sub semnătură proprie. Acum e o chestie, fază, care se pune pe seama președintelui, președintelui Iohannis, în sensul că uh, scrie mai repede decât vorbește. Făcându-se apropouri, să spunem așa la faptul că vorbind ardelenește așa mai len, nu știu ce, dar în schimb a scos două cărți în șase luni. Mi-a plăcut ca și glumă, e, e o glumă a săptămânii până la urmă. Și abandonăm total subiectele de genul acesta ca să vedeți, apropo de caz de caz de genul acesta, Don Joanu, de-a fost la conducerea Primăriei Iași, bine, un don mai trecut așa, cu o tinerică, în fine, 20 ceva de ani între ei, nu? Ceva de genul. Primarul suspendat al municipiului Iași, Gheorghe Nichita, împreună cu fostul șef al poliției locale, Liviu Libloceanu, a mers joi la sediu DNA Iași. Potrivit unor surse judiciare citate de Ager Press, Gheorghe Nichita a asistat la percheziții informatice în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu. În prezent, edilul suspendat al este plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de instigare la folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, așa, accesului persoane nu autorizate, nu știu ce. Faza e că se pare că liderul, libera, liderul PSD și-a acuzat iubita și a găsit pe un alt site cu siguranță, și -a acuza iubita de faptul că ar fi uh, pe de Deci uh, m-a surprins într -o, total. Deci gândiți-vă la ce ceartă era în familia respectivă că tu ești băsistă. Să fi plecat de acolo toată acea rupere între, ce, între cei doi și toate celelalte? Acum o fi așa, nu o fi, vom, vom vedea. Și tot am promis că trec... Uh, mai departe de, aceste, de acest tip de știri. Mai am însă una. Vreau să vă spun că uh, Radu Mazăre, deși a renunțat mai întâi la funcția din PSD, după aceea a renunțat la primărie, după aceea a renunțat la fi membru PSD, cu toate acestea nu scapă de pușcărie. Uh, în alta curte a decis astăzi e, prelungirea mandatului de ales stare preventivă până la 30 iunie cu același Sorin Strunistic, cel, cu, cel cu firma, cel cu TV Neptun, patronul lui TV Neptun și care au făcut diverse învârteri la Constanța. Întreb, să spunem așa, pentru mine e o mare nelămurire însă altceva. Și anume, cu aiurelile lui, cu, să zicem așa, chestiile acelea e de multe ori lipsite de gust, dar controversate, legate de acele care alegorice de la Mamaia și toate celelalte, Mazăre a adus turiști la Mamaia, ba din contră, vreau să vă spun că cei care ați mers la mare în ultimii ani, chiar dacă erați în, chiar și în stațiunile din sud sau cele de undeva între, geneforie, nord, sud, care nu erați în Mamaia, tot ajungeați măcar o dată într-un sejur să vedeți, mai ales dacă prindeați weekendul și sigur se prindea un weekend într-un sejur, să vedeți care, carele alegorice ale lui Mazăre. Poate și pentru asta merită lăuda, că îl critica unii, că nu știu ce, asta e altă treabă. Îți curios cum va arăta vara aceasta Mamaia fără carele alegorice ale lui Mazăre. Bănuiesc oricum, la capitolul mediatizare va fi mult mai jos. Acum, din punctul de vedere al turiștilor, rămâne de, de văzut. Foarte mulți nu erau încântați nici de aglomerația, nici de comportamentul lui Masere. Dar asta e altă, asta e altă problemă. Dacă mai devreme râdeam, să zicem așa, sau zâmbeam pe undeva legat de președinte și... Cărțile sale, în sensul că uh, scrie mai repede decât vorbește. Uh, apropo, pe vremuri, e pe când uh, Constantin, Tea, uh, da, Constantin Teașcă antrena Universitatea Craiova, un meci transmis pe radio, transmis de regretatul Sebastian Domozina și care avea un debit gen Ilie Dobre, Bl -bl 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 deci foarte mult, mingea la ăla, nu știu ce, nu știu cum, deci efectiv transmitea mai repede când jucau jucătorii și te că avea o, s-a întors către comentator strigându-i spre cabina de transmisie, bă, transmite mai încet că nu putem juca în ritmul ăsta, ceva de genul. Iată că și aici e aceeași problemă. Dar trecând peste asta, apropo de Uh, un zâmbet care nu ne trebuie să ne învisească în niciun moment, vreau să vă spun că astăzi s-a aflat o veste teribilă uh, despre un uh, om politic important. Un om politic despre care am vorbit uh, și la această emisiune, mai ales că în ultimile săptămâni a fost în centru unui dosar sau mai multor dosare care le face DNA-ul. E vorba de președintele uh, Consiliului Județean, Cara Severin președintele acestui Consiliu Județean, liberalul Sorin Frunzăverde, a primit un verdict crunt de la medici. El a aflat că suferă de o boală teribilă, cancer renal. Medicii au spus că afecțiunile renale mai vechi au recidivat în ultimii ani și au condus spre acest diagnostic dur. Frunzăverde verde va fi supus cel mai probabil unei intervenții chirurgicale pentru extirparea rinichiului afectat la începutul lunii iunie la Spitalul Județean Timișoara. Și după aceea vom vedea ce se va întâmpla. Dar e o veste tristă pentru că este un, cum spuneam și altădată, este un politician important din, din România. Acum, aș vrea să vă spun un lucru. S-ar putea ca în următoarele săptămâni să asistăm la schimbări importante în politică și vă spun e un comunicat care a atras atenția și presei și anume PNL-a pare decis să depună moțiune de cenzură. Asta am mai auzit-o, vom vedea. Pa, parlamentarii partidului au primit solicitarea la partid ca în perioada 10-20 iunie să nu părăsească țara și să nu fie prea departe de capitală. Motivul, în această perioadă, va fi depusă moțiunea de cenzură. În paralel, liderii PNL încearcă negocieri mai mult sau mai puțin oficiale cu DMR și UNPR. Da, apropo de, de acest lucru, se pare că lucrurile încep să se concretizeze la nivelul UNPR-ului și totul ar porni chiar de la cazul Șova. Se pare că acolo va fi momentul decisiv și nu în momentul. Bine! urmat după aceea de o moțiune. Dar om trăi și om vedea. Mie în momentul de față politicienii români și asta știu din anii trecuți și sunt vreo 25 de când urmărim viața politică democratică nu cred eu că își vor strica ei vacanța, concediu, că aveți, doamne, să aibă, să dea jos guvernul. Deci eu cred că până în toamnă nu se va întâmpla nimic important în viața politică, dar liberali speră, sau cel puțin ăsta e ordinul, ordinul de, la, de la partid. A, ah, și încă ceva. cu Mircea Joană abia a venit la Târgu să-și facă filială la PSRO-ul lui. Bine, el și cu Scala Tiriza, cu deputatul de la Gorj, fost PSD. Bine, ei l-au chemat și pe primarul Cârciumaru, dacă care se pare că nu vrea să se ducă. Și ziua următoare s-a dus la DNA că să afle că i-au confiscat ceasurile. Da, ceasurile de la, primite de la Vanghelie, pe care le-a dus în țiplă din proprie inițiativă, a fost înștiința că au fost puse sub sechestru, că ar fi fost luate din mita de 90 de milioane de euro al Evangheliei. Deci niște ceasuri, care depinde de site-uri, nu sunt chiar atât de valoroase, dar asta, asta este altă, altă problemă. Uh, acum uh, mergem, uh, ne îndreptăm atenția spre, spre Gorj. Uh, pentru că sunt niște chestii interesante pe care trebuie să le comentăm, mai ales că uh, ați mai auzit uh, uh, de fostul mare om de afaceri, Relu Ștefănuiu. Știți, cel care era un apropiat al lui uh, Nicolae Mischie, de exemplu, a și fost într-un dosar, cred că, cu Nicolae Mischie, în orice caz, controversa ca om de afaceri, Relu Ștefănuiu, dar foarte cunoscut la vremea respectivă, își păi, făcuse chiar și o echipă de fotbal pe la Novace, oricum, făcuse multe. Omul de afaceri are iar probleme și încă unele foarte mari și din cadrul poliției orașului Novaci au fost sesizați de un bărbat din Novaci despre faptul că omul de afaceri Reru Ștefănoiu, de 59 de ani, din aceeași localitate, i-a sustras un escavator ce era parcat în fața locuinței acestuia. Deci ce se mai ne cum bă, furăm ceva mic așa și ăsta mașină, luăm, da mai escavatorul, suntem totuși, suntem în gorj. Din verificările efectuate de polițiști au reieșit faptul că, în urmă cu 2 ani, bărbatul de 41 de ani care i-ar fi plătit o sumă de bani lui relu Ștefănuie pentru acest scavator, dar fără să întocmească act în acest sens și fără să primească documentele utilajului. Ștefănuie ar fi solicitat utilajul pentru a efectua săpături la o canalizare și, profitând de neatenția reclamantului, ar fi introdus escavatorul într-o hală din curtea locuinței și ar fi refuzat să îl mai înapoieze, motivând că îl ar fi închiriat și nu îl ar fi vândut în urmă cu 2 ani. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, anunță IPJ Gorș. Bine, vom vedea cum se va termina dosarul, că acolo dacă respectivul nu are niciun fel de act care să dovedească că l-a plătit, nu s-au făcut acte, iar ăla dovedește cu acte că e proprietatea lui, nu prea văd cum ar fi furt. A, că vii cu martori, probă cu martori. Nu știu dacă mai ține ziua de astăzi doar proba asta. E mai încurcată, vă spun eu nu se va lămuri chiar așa de repede. Dar așa a ajuns Relu Ștefănuiu să se mai vorbească de el, că nimeni nu mai vorbea de Relu Ștefănuiu în ultima perioadă. Bun, vreau să vă spun că cea mai interesantă chestie s-a întâmplat astăzi la nivelul PSD Gorj. Dacă ieri a fost marea în tren la nivelul PSD Central cu Dragnea, chipurile Mazilida de fapt revenit și nu știu ce, Astăzi a fost birou permanent la PSD Gorj. Uh, au fost numiți președinți interimari, au fost numiți președinți interimari de organizații locale pentru organizarea și desfășurarea adunărilor generale, deci conferințelor PSD de analiză și alegeri. Aceste lucruri se va petrece în tot județul pentru că e congres în toamnă la PSD, cel puțin asta este versiunea oficială la acest moment. Uh, sunt foarte să președinții interimari, unii primari din, veniți dinspre alte partide, de asta vi, o să vă și citesc, unii dintre ei cunoscuți, nou, oricum toți sunt cunoscuți ca personalități, deci PSD-ul a făcut achiziții bune până la urmă, însă e greu de unii să știți, te știe liberal de o viață și să îi spui că ești PSD, membru PSD, e mai greu, ba să și conduci organizația PSD de acolo. Deci aici va fi greu să întemeze sau să refacă organizațiile. Poate că a gândit bine centru când a făcut ca să se orienteze, să se reorganizeze în jurul lor. Bun. Avem pe Ilie Petroi, președinte interimar la PSD Aninoasa, este primar în acea localitate. Cristian Păunescu, l avem președinte interimar la PSD Bumbejiu, o organizație cu mari probleme de ani de zile. Dănuț Bălu, primarul de Fărcășești, este președinte interimar PSD Fărcășești. Vasile Laurențiu Turcilă este președinte interimar PSD Lelești. Gheorghe Porumbel, consilier județean, este președinte interimar PSD Novaci. Cred că e o alegere bună pentru, pentru PSD la Novaci. Totoșel Becheanu este președinte interimar la PSD Prigoria. Adi Câmpeanu, președintele, este președinte interimar la PSD Runcu, dar, atenție, este și primarul localității, ales două mandate, cred, pe, bine, ultimul a fost pe lista USL-ului, dar a fost, deci, liberal. Florin Jurebie, președinte interimar PSD Săcelu, Marian Slivilescu, președinte interimar PSD Tismana, deci, e vorba de primar în uh, funcție care se întoarce de fapt în PSD, s-a întors deja de, de mai mult timp. Ion Bârcă, președinte interimar la PSD, turburea. Deci, e, 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 sunt, e, sunt schimbări interesante. De fapt, și în alte părți din județ cred că vor mai fi schimbări, pentru că. E, sunt uh, un partid care se reorganizează și care are ca obiectiv de fiecare dată câștigarea alegerilor. Și iar acum sunt foarte mulți primari care nu, vor, nu se vor mai regăsi în, uh, ca și candidați în 2016, fie din cauza vârstei, fie din cauza problemelor cu ani, fie din alte probleme, că mai sunt și din altele. Deci, cu siguranță, se vor produce, produce schimbări la la acest la acest moment da, vreau să vă spun n-am avut ieri emisiune ieri s-a hotărât Teodora Ciobanu, fostul director al Direcției de Protecție Socială a Primării Târgușiu după ce inițial a fost reținută 24 de ore după aia a primit un mandat de 30 de zile de arest preventiv între timp la contestație a rămas cu ares la domiciliu în localitatea, deci domiciliu din localitatea Bălești, de pe raza Comunii Bălești. Foarte interesant este că primăria nu poate să nu funcționeze și direcția socială și direcția publică de protecție socială a primăriei Târgu s ar putea să aibă ca interimari până la organizarea concursului pe Ion Bucică, directorul economic, contabil, contabilul direcției publice de protecție socială. Așa s-a auzit astăzi pe surse și bănuiesc că așa se va și întâmpla până la organizarea unui, unui, concurs. De fapt, oricum schimbarea urma să se producă dacă am luat de bună faptul că Teodora Cioban urma să fie numită în fruntea unei alte direcții a primării din ce s-a vorbit în ultimile, în ultimile zile. Uh, pentru că toți suntem, suntem la Gorj și am discutat despre subiectele la la ordinea zilei. Să zicem că unul dintre marile scandaluri din ultimele zile se referă la personalități importante din, cartier, din cartierul Bicaz al municipiului Târgu Jiu. Știți, acel cartier din spre centură, zona unde se tot, unde se fac zilele orașului pentru cei care nu știu unde ar veni Bicaz sau pentru cei din afara orașului care ne privesc mai mult. Proprietarii mai multor vile din cartierul Bicaz din Târgu Jiu sunt branșați ilegal la apă și de ani de zile nu au plătit un leu la aparegiu. În cartierul Bicaz stau persoane cunoscute în oraș, directori în diverse instituții și în primărie, avocați sau medici. Din cele 72 de vile, jumătate sunt racordate la apă ilegal. leu. În cartierul de pe malul Jiului stau, cum se spune și cum spun colegii de la Panduru, oameni de vază care beneficiază de toate utilitățile dar fără să plătească. Ceva surprinzător. Au casă pe Bicaz, un patron de firmă, de construcții, fostul șef de la finanțe Florin Ninu, medicul Claudiu Soare, Portarul de la pandurii Pedro Mingote, și chiar secretarul primăriei Jiu, Grigore Jeanu. Uh, atenție, acesta are și o piscină, dar nu are contract la apă. Deci, uh, actualul director al Apa Regio, Traian Pătreșcuiu, a declarat uh, pentru presă că mulți proprietari de pe picază au apometre, dar nu plătesc ce consumă. Și mai interesant, deci au și apometre. Deci, știu ce consumă, știu ce pagubă fac, dar nu plătesc. Foarte interesant. Cităm din, din Traian Pătrășcoiu. Alimentare cu apă era, dar unii au și aparatul de măsurat, cu apometre, dar fără contract. Toți cei de pe listă sunt oameni de vază, a declarat acesta. Deci măsura care se va lua cu ei este, trebuie să fie amenda, amenda nu este stipulată într-un regulament sau într-un alt normativ. Dar așa cum spun, trebuie trecut la acea deplanșare, trecut la acea de branșare și ca să debranșezi trebuie să descoperi. Este extraordinar de rău pentru că există detectoare de metal, dar până în momentul de față nu au apărut acele detectoare pentru conductele de polietilenă. A, ah, foarte interesant. Deci încă nu știm... Păi bun. deci a luat-o cei de la Paregiu au zis, da domne, sunt 72 de vile, dar avem contracte pe jumătate, 30 și ceva, da? Deci restul sunt branșați ilegal. Da, o au apometre, au și piscine, au toate celelalte. Deci, interesant acest caz. Păi bun, și dacă sunt de câțiva ani, plătesc apa din urmă, în afară de amendă, să zicem că primesc amendă. Dar ăștia, oare suntem în comuna primitivă sau. Păi, frate, când s-au -au branșat la apă, au și apometru. Cine a pus apometru? Nu tot apare Joe. Cine pune apometre în oraș? Întreb. Că în general tot de acolo specializați, că altfel nu le recunosc deci, când îți spune asta, Deci adică așa se face cel puțin. Apometrul pune firma de apă care oferă apa, da? Câte branșezi. Tot să fi făcut așa de capul lor? Interesant cazul. Interesant... Uh, uh, și mai ales că directorul economic al societății Aparegio susține că multe case sunt în construcție și deocamdată nu sunt acordate la apă. Cităm, cele mai multe sunt în perioadă de construcție, din păcate din cele 32 toate au alimentare cu apă, niciuna nu a trecut pe la noi. Alimentarea cu apă s-a făcut ilegal. Taxa de branșare la apă este de 200 de lei. Aurel Popescu, viceprimarul primării Târgu Jiu, crede că cei care au furat apă trebuie să plătească. Bun, Zicem și noi, nu numai primarul sau viceprimarul. Dar ă, rămâne să vedem, pentru că toți sunt de ea cu bani, toți sunt cu relații. Că știm cum e cartierul respectiv, să vedem dacă se va aplica legea și în cazul ă, lor. Apropo de Gorș și de politică, vreau să vă spun că s-a căzut în primința Partidului Național Liberal. S-a cam căzut din lac în puț la Gorș. De ce vă spun acesta? Jurnalistul, fostul jurnalist electrocutat, așa puțin când apare la televizor, zice zici că e la 3:20, Tudor Barbu, este de ieri președinte în locul lui Diam Popescu la PNL Gorș pe motiv, știți și dumneavoastră, are o condamnare, e adevărat că nu e definitivă, dar rămâne membru, dar nu mai poate să fie conducător al partidului. Cei care se bucurau și credeau că va fi, se făceau diverse scenarii cu diversi candidați din vechiul PNL, au un motiv de mare dezamăgire, faptul că Tudor Barbu este președinte interimar în locul lui Dian Popescu. Faza cea mai tare este însă alta. Numai faptul că unii se pregăteau și altul a ajuns în funcție. Dar Tudor Barbu, care e senator de Gorj, ăsta a ajuns prin Gorj mai rar decât Victor Ponta. În aceste condiții sunt două variante. Ori îl vedem la Gorj foarte des că va fi mult de lucru în organizați ca și copreședinte președinte alături de Dan Vâlceanu al PNL-ului, ori va conduce de la București și o să avem situația mai ciudată în care membrii biroului dintr o parte și în alta vor merge la București să țină ședințele. Și atunci o să din nou pe Dian Popescu. Deci cum o dai, cum o pui, e foarte interesantă situația respectivă. Acum vreau să vă spun că... Ieri s-a mai descoperit o chestie, zilele acestea, uh, și acum vreau să vă spun că știu că am mai discutat și în această emisiune. Știți că se lăudau la un moment dat centru Brâncuș cu primăria, Târgu Jiu, că au făcut eforturi, nu știu ce, să bage ansamblu Brâncuș la, în, pe lista UNESCO. Cumva am mai spus și atunci. Ideea nu-i de acum, ideea e din anii 70, s-a mai încercat, dar cum e românul nostru sau gorjanul nostru, am abandonat-o pe drum. E, vreau să vă spun că acum n-am abandonat-o, ne-am făcut însă, ne mușchii pe noi la târgușiu, însă actele nu le-am făcut tocmai în regulă și s-ar putea să nu ne trezi, să, ne, să nu fim primiți acolo. Cine ne-a spus-o? Într-o declarație publică dată ieri presei, chiar Adrian Cioroianu, noul ambasador profesor de istorie și noul ambasador al României la UNESCO. Uh, șansele includerii operelor lui Constantin Brâncuș în patrimoniul UNESCO scad de la o zi la alta. Ultimele informații arată că UNESCO va amâna intrarea căi eroilor și că oricum experții ar fi fost mai interesați de coloana fără sfârșit. Discuția a fost deschisă de Adrian Cioroianu, acum delegat permanent al României pe lângă UNESCO. El a spus că înscrierea operelor Brâncușine de la Târgu Jiu, în patrimoniul UNESCO, s-a soldat cu un eșec din cauza faptului că dosarele au fost întocmite cu o oarecare neglijență. Autoritățile locale din Târgu Jiu susțin că nu știu nimic despre o astfel de decizie, dar nici nu mai declară că procesul va fi finalizat anul acesta. Ce primarul Iulia Vân a declarat că operele Brâncușine pot fi puse pe o listă de așteptare. Istoricul Adrian Cioreanu a dat ca sigur în fața parlamentarilor că ansamblul monumental Constantin Brâncuș din Târgușiu nu va fi inclus în patrimoniul UNESCO, declarând că, cităm, una din cauzele principale ale insuccesului a fost maniera poate puțin neglijentă în al cătăi dosarele. Cioroianu a susținut însă că eforturile pentru a reuși acest demers vor continua în perioada următoare. Noi nu-l vom putea înscrie ca patrimoniu UNESCO pe Constantin Brâncuș. Este de la sine înțeles că acest uriaș creator și artist este valoare pe care noi o împărțim cu unul dintre principalii noștri parteneri, Franța. Dar acele lucrări de la Târgu Juc, cred că merită să continue să fie înscrise ca ansamblu. Uh, acum vreau să vă spun uh, apropo de diletanții care s-au ocupat, da, care uh, colegii din regie îmi spun că am terminat uh, timpul, i-am alocat emisiunii, imediat termin și subiectul. Uh, sunt foarte mulți diletanți care s-au ocupat și se ocupă de problemele Brâncuși la Târgu Jiu. De aia nu băgăm ansamblu. Când vor ajunge spre băgat în UNESCO. Mulțumesc pentru atenție, la revedere, ne întâlnim săptămâna viitoare.